Marți 10 septembrie, între orele 8 și 15, la intersecția bulevardului Corneliu Coposu cu strada Traian Lalescu, se va executa o conectare de conducte. Lucrările fac parte din proiectul Cele 13, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile bulevardul Corneliu Coposu, între bulevardul Mihai Viteazu și strada Traian Lalescu, Traian Lalescu între bulevardele Corneliu Coposu și Victor Babeș, la Facultatea de Electrotehnică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Biblioteca Politehnică și Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții. În același timp, presiunea va fi scăzută pe străzile bulevardul Victor Babeș, Sfânta Rozalia, Plautius Andronescu și Ioan Curea.